Am revenit după acest scurt decupaj comercial, doamnelor și domnilor, așa cum spuneam înainte acestuia. Pensionarii merg în paradis, pensionarii merg în paradis cu avioane de lux la clasa business sau la clasa îngerilor, dar câteodată pe drum se mai întâlnesc și cu mântuirea și atunci deviază din drumul către paradis, direct către paradisul ceresc, mântuindu-se totodată. Pensionarii, vorbind la modul acesta generic, pentru că aflăm că nu există pe lume pensionari mai fericiți ca în România și mai binecuvântați de puterea politică și care să aibă atâtea alternative să trăiască o viață roz bonbon cu dantelă și să-și vadă copiii fericiți dansând în paradisul pământean. Pensionarul nostru celebru, cunoscutul și prietenul nostru de peste ani buni, Vasile Cerlincă, ne poate confirma sau infirma această gigantică manipulare de o cruzime fără margini asupra celor care sunt prizonieri în această țară pentru că nu mai au alternative. Și mâine, chiar dacă am o vârstă, aș pleca chiar cu lanțurile după mine, cu cușca după mine, dacă aș fi încorsetat și înlănțuit, și aș pleca din această țară care tinde să devină o țară a iadului și a blestemului, dar pe ei, la 60-70 de ani, alternative nu mai sunt decât prispa casei și ograda părintească sau garsoniera de bloc, care de cele mai multe ori, în asemenea situații, devine o temniță, o temniță a morții. Domnule Cerlincă, să mă contraziceți dacă aveți argumente și eu vă ascult cu cea mai mare plăcere. Domnule Manole, în legătură cu pensionarii... Cu fericirea dumneavoastră, că văd că în fiecare zi 100 de canale de televiziune vorbesc de pensii, 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 dublate, mărite, umflate, pensii de 1000 de euro, de 7000 de euro, de 100.000 de euro, pensii peste pensii. Fericire, trăiți fericirea, domnule Cerlincă, așa de plenar și nu mărturisiți public. Cum să nu mă uitați, am să vă spun, dar nu, să știți, nu-s cuvintele mele, e vocea străze, vreau să spun. Eu stau cu vox populi, vox dei. Eu da. De ce să mă plâng? Mulțumesc la Dumnezeu, pensia mea e micuță, da? Mai cu o fată... Domnule, cât vi s-a mărit pensia de la ultimile, din ultimii 2 ani de zile? Cu cât lei? Așa, ca să știm și noi. În ultimul... Da, nu e o cifră secretă. Nu e o cifră, dar de ce, ce să fie secretă? Da. Vreau să vă spun că pensia mea acum, după măriri și măriri de atâția ani de zi... Dublări, paradublări, umflări și așa. Așa ce spunea, după ce o dublat-o, la ora actuală, păcat că nu am cupon, e 990 de lei, rețineți 38 de ani de muncă, de servici, servici făcut pe timpul comunistă. Și înainte de aceste triplări, dublări, aceste gigantice, uriașe, nemaivăzute, nemaiauzite, nemaiîntâlnite măriri, cât aveați, domnule Cerlincă? Aveam 700 de lei, 800 de lei. E, asta de la 850 de lei au făcut... 100 de lei, adică aveți. Da, 200 de lei în plus. Așa, dar nu acum am avut 850 și de la 850 mi-au ajuns și mie acum 990 de lei. Deci, aveți fost... o doamnă, o soție să vă trăiască, care se mișcă mai greu, are ea o boală. Și toate cumpărăturile le faceți dumneavoastră, inclusiv vă achitați facturile. Așa. De câte ori au crescut acestea, domnule Cerlincă? Mă refer la factura de gaz, dacă aveți. Mă refer la lemnele cu care vă încălziți. Că aveți o căsuță, dacă știți cât e un metru ster de lemne cub. Și mă refer la toate celelalte alimente și la suveranul curent electric. Fără el suntem în evul mediu. Aici vreau să spun, dar taxele astea, gazul, curentul și apa, ne ia de la gură papa. Aveam într-o poezioare așa și asta vreau să vă spun. Astea sunt cele mai mari greutăți pentru pensionari. Fără asta nu poți trăi nici la oraș, nici la țară. Stau cu pensionari de vorbă, așa să-mi ajute Dumnezeu. Renunță, vă dați seama ce renunță înseamnă? La medicamente și la hrană. Să fii bolnav și să renunți la un medicament, dumneavoastră știi ce înseamnă. Și la hrană renunță. Că atunci când ești bolnav și renunți la medicamente, degeaba renunți la hrană, degeaba nu renunți la medicamente. Așa. Și v-am spus, că hrana te ucide. Lipsa hranei, pardon. Îmi spune domnul Vasile, uite, renunț la medicamente ca să pot achita facturile, curent, gaz, apă, mă refer la ăștia care stau săraci la apartamente. Cum, nene pensionarele, dar nu mergi în paradis, că așa înțeleg. Pensionarii trăiesc în paradis, în România. Așa e, da, așa se vorbește. 38 de ani de vechime. 38 de muncă. 200 de euro pensie. 200 de euro pensie, da. 42 de ani de vechime, milițian șef. Ieși la pensie cu 100 de milioane la vârsta de 42 de ani. Cum vedeți această
cosmică discriminare? Cum o analizați așa? Cum, ce luminiță moare în suflet? Sau ce revoltă trezește în omul la 60 și ceva de ani pe care îi aveți? Nu-l acuz pe omul care are pensia de... Nu-l acuzați pe el, că sistemul îi dă voie. Sistemul, vreau să spun, nu-l acuz pe el care are 100 de milioane. Dar știți ce mă deranjează când se vorbește, de exemplu, de, cum am spus, de unul care e la poliție, domnule, dar el a avut muncă grea așa. Domnule, eu am fost tâmplar. Nu am să știți ce înseamnă munca de tâmplar. Era ușor. Când lucram în condiții, nu aveam căldură în fabrică când lucram eu atunci. Că eram scândura cu spatele de depozit și din scândurile alea ieșea geamuri, uși. Dar tot asta facea noi. Muncă era. Eu am fost muncitor, nu mă laud. Adică meseria așa, am fost tâmplar. Eu n-am muncit. Nu sunt niște munci, domnule, procurori, ăștia văd când ieși din justiție cu o pensie. Măi, dar el a avut... Hai să zicem că lor le legea, sistemul nu le permite să facă aia. O groază de restricții. Dar milițianul, purtătorul de bulan, de uniformă și de înjurătură și de dispreț față de cetățean, purtătorul de haina statului, știți, nu? Așa. Eu am haina statului, bă, nenorocitule. Că dacă mă uit la tine, te distrug acum, tu dai în haina statului sau o insulți. Haina statului ca și cum ar fi zale de îngeri, știi? Haină sacră. El iese la 42 de ani cu 100 de milioane pensie, după 20 de ani de muncă. Da, aici e diferența. Când asta lucrezi 40 de ani sau mai mult, 42, un profesor și iese cu 1600 de lei, cu 400 de euro. Nerotunjiți. Cum e? Unde este dreptatea aceasta socială, domnule Cerlinca? Nu, că vorbim dreptate, de dreptate socială. Nu dreptate și nu, eu nu înțeleg. Și milițianul stă în cârcium. Cerlinca cu pensia lui de 10 milioane tipărește o carte. 2, 3, 4. Da? Dar aici mă uit dacă cu pensia asta, cu ministra asta care a fost Olguța Vasilescu, asta a fost colega noastră, colega mea de partid, a fost președinte organizației la tineret, la femei, a fost, nu știu, eu nu am învățat nimica de la Vadim și de asta am văzut în ultimul timp, nu vreau să critic acum, săptămâna, Dumnezeu, aveți Crăciun. O opinie, sunteți un cetățean al acestei țări, ați fost sclavul acestei țări 40 de ani. Și încă sunteți prizonierul ei până la mântuire. Când am spus sclavul, ați fost angajat 40 de ani. Și ați fost aproape de sclavie. Toți am fost aproape de sclavie. Iar acum sunteți prizonierul acestei țări, pentru că nu mai aveți unde să vă duceți ca să fiți viu, dinamic și productiv la vârsta asta. Că nu vă angajează nimeni. Nici la Paris, nici în Cipru, nici pe, nici știu eu, la Londra. Dar vreau să spun de Olguța, domnule, în fiecare lună, în fiecare săptămână, aproape fiecare seară, tot, pe posturile de televiziune națională, o serie de posturi care fac mare rău oamenilor, care mulți ce vedea de la televizor crede că chiar e adevărul. Domnule, pensia va crește, noi calculi la pensie acum, noi așa, domnule, de ani de zile ține pensionarii în tensiuni, mulți au murit, săraci, mulți au prăpădit, nici numai. Acum am înțeles că noua lege când va ieși, dar va fi pusă în aplicare, aseară am văzut știrea, din 2021. Păi eu vă spun, băi, frate, până în 2021... Pentru dumneavoastră sau pentru anumiți pensionari, 2021 este prima frontieră dincolo de mântuire, da? Pentru o eternitate poate să însemne 2 ani de zile sau 3. O eternitate și ceva, domnul Cerlinca. Ei când dau termenele astea, mă uiți și niște legi, când îi spune un an, doi, la ei știți, nu le pare un an, știți ce înseamnă un om fără 100 de lei să n-aibă 10 lei în casă, o 10 și să aibă 78 de ani? Mâine să-i mărești. Care-i valoarea unui an la un om în vârstă bolnav la 78 de ani? Și care-i valoarea unui puștoaice de 25 de ani care ocupă o funcție cu 25.000 de euro pe lună salariu? Numai că știe să fie amantă. Care e valoarea ei? Da, așa a este, timpului. Da, și asta aici deranjează pe pensionari, doamne. Eu tot s-o vorbit cu pensia minimă, tot se vorbește și acum 1900 de lei pensia minimă. Eu minciune, eu nu știu unii asta, doamne. Noi pensionare cu care mă întâlnesc, colegi de serviciu, pensia noastră e de 900 de lei, doamne, asta e un mână. Și minima trebuie să fie asta de 1900 brut, salarii, probabil, după ei, după impozitele. Dar ce, voi nu plătiți impozite, voi sunteți pensionari. Sunt grade, nu? Cum, eu... Plătim impozite pe pensii, cum nu? Plătiți și impozite pe pensii? Dar cum să nu plătești impozite pe pensii? Cum? Pensionarii nu plătesc impozite? Plătiți impozite și dacă pensiile până la anumită... Până la 1000 de lei...
nu plătești. Da. Dar ăștia de peste 1000 de lei, n-au, oricum, are peste 1000, dar sunt majoritatea au sub 1000 de lei. Deja mă spune că s-au mărit pensiile. A pensiile alea care erau aproape, cum se cheamă, pensiile sociale, de la 450 pe vremea și lui Boc. Și acum există încă pensii așa. Sunt, dar am eu consătent de aici, care nu prea lucra la servici, nu a avut câțiva ani mai puțin, are 450, sociale, 450 da? De lei și așa. Spuneți cu ce trăiește omul care stă la bloc, mă refer, și ăla, la bloc îi vine 500 de lei încălzirea. Și el are 450 pensia. Și știți ce îi pune eticheta dacă nu plătește? Răi platnici. Aici mă deranjează din mor când au tot, chiar de la primărie, nu dau nume. Dar sunt niște răi platnici. Nu zic că nu sunt și răi platnici, sunt care nu, din neglijență, oamenii cu bani. Chiar sunt oameni cu bani care nu plătesc, că n-are timp, oamenii de afaceri, n-are el timp să joace cu astea. Dar răi platnici, îi spui tu la unul care are 450 lei pensie și tu iei 400 pe căldură și îi spui că e răi platnic ăla. Păi ăla și vrei să-ți dai pe căldură și să nu mănânce, să nu cumpere mâncare în casă, să nu-și iei medicamente pensionarul. Să aducă țeii la căldură. Și extraordinar cum tot se permite firmelor să iau gazul, curentul și apa, tot, nu vedeți, tot măriri, nu se poate așa ceva, tot se mărește. Tot. Ați auzit vreodată să scadă prețul la gaz, la curent, la apă? De unde, domnule, tot le măresc? Era motiv. Dar prețul la benzină, în general, la carburanți, prețul carburanților, nu vorbesc doar de benzină, derivați și așa mai departe. Argumentul cel mai aproape, nu neapărat imbecil, dar argumentul ipocrit și oligofren al celor al metodelor când se mărește prețul este creșterea barilului. În acest vârtej economic mondial în care trăim acum cu toții, barilul câteodată a scăzut de două ori, de trei ori, a ajuns la 130 de dolari, barilul la 60 de dolari, la 40 de dolari a ajuns de multe ori. Niciodată nu s-a întâmplat să scadă, nu proporțional, ci proporțional cum au crescut. Nu, și dovadă, vedeți, mari ăștia patroni de firme, vedeți averea lor, nu mă deranjează că au avere. Și el o să meargă, unii mă duc și eu acolo, tot între patru scânduri. Dar auziți, vreau averii să vă spun, colosale. Averi colosale, iar voi, pe spinarea voastră a pensionarilor se face, pentru că am spus, sunteți 6,5 milioane, sunteți prizonieri într-o țară care nu vă mai oferă nimic. Nu mai oferă nimic nici celor tineri, de-aia 7 tineri din 10 vor să plece mâine din țară, azi, ieri vor să plece din țară. Oriunde în lume, din Africa de Sud până în Japonia și din Alaska până la capul, până la insula Paștelui. Vor să nu mai audă de țara asta, din motive, da? 7 din 10. 3 mai vor să rămână pe lângă mămica și tăticu sau beizadelele lor, nu pot pleca din țară, nu știu să facă nimic și aici se scaldă în bani și în tot ce trebuiește pentru o viață de lux, de huzur. Ce se întâmplă cu voi de sunteți atât de ușor de manipulat? De ce atâta ură față de ceilalți când voi vedeți pe propria piele că în loc de 19 milioane cât vi se spune zilnic dumneata Cerlincă Vasile după 40 de ani de muncă și de nenumărate măriri în 30 de ani de la Revoluție încoace, ai totuși 200 de europezi. Ce m-ați întrebat? Da, pot să răspund atât. Cum vă lăsați așa de ușor manipulați? Nu, asta vreau să spun. De multe ori, vedeți, stau cu pensionari care se plâng și îmi spune, dar mi-oare cum să-i mai reproșez? Și omul ăla nu vede când se uită în pormoneul lui. Băi, asta e adevărul. Ce vorbește țoapa aia acolo? Ce vorbește imbecilul ăla acolo? Ăsta e adevărul la mine. Dar ăștia care i-au adus majoritatea pensionare, că ei merg la vot. Dar nu spăla creierile în întregime? Parte din comisie, majoritatea ei vin la vot. Tocmai ei îi trimit în funcțiile aia, în funcțiile astea importante. Asta e paradox. De care depinde soarta lor, viața lor și tocmai ei plâng acum. 3 milioane de pensionari la ora 11 în România, cel puțin 3 milioane de oameni au votat. Știți cine sunt aia? 80% sunt pensionari. Pensionari, dar nu v-am spus că stăm la masă și vedeam când vine bătrân în cârj, el vine și vota, doamne, dar măcar nu zic că e corect să vii să votezi. N-am spus lucrul ăsta. Să votezi ce vrea el. Să votezi corect, domnule, și aveai, dacă n-ai pe cine votea, nu-l votezi, stai, domnule, așa, nu mai, bă, dar pe, mulți îmi spune, dar pe cine să votezi? Bă, dar nu votezi călăul meu, asasinul meu, corect, asasinul părinților mei, pe el îl votez. Corect, ce-a spus.
Și minecați, uitați, l-a votat, ai, când greșești odată, să-ți fie rușine ție, eu știu o vorbă. Când ai greșit de două ori, să-i fie rușine la ăla. Sunt care au ajuns în funcție de 3, 4 mandate, 5 și tot pe aia îi votează, domnule. Nu s-a mai deșteptat lumea. Nu știu ce se întâmplă. Asta întreb și eu, e o enigmă gigantică, cosmică, interplanetară, intercontinentală. Domnule, e vorba de un masochism, de psihiatrie. Cum e posibil să-ți votezi propriul călău de nenumărate ori? Îl votezi odată, că te-a prostit. Corect. Dar cum e posibil să-ți votezi asasinul neamului tău, familiei tale, copiilor tăi? Pentru că e o formă de asasinat a familiei atâta timp cât ea pleacă de aici și-și lasă 3 copii la Cerlincă în ogradă să-i crească ca să poată trăi în altă parte. Pot să vă dau un răspuns de ce fac pensionar așa? Că de chiar ce? Eu. Da. De ce votez așa și așa? Uitați care e adevărul, care... și vă spun că majoritatea fac așa. Observați, ați observat și acum la centenar, toți conducătorii ăștia țării care ne conduc, nu dau niciun nume și asta, ce mesajă frumoasă avea ce faci. Bă, te face să uiți, să crezi chiar, uite, băi, are asta. A, în campanie e mint. Te face așa. Urmăriți în perioada alegerilor, când sunt campanie electorale. Păi, dar dacă te-am mințit în două campanii electorale, cum te minci în a treia campanie? Nu poți să fii politician dacă nu știi să minți. Tot în aforism acolo. Nu, e adevărat, nu poți să fii minci. Să vă spun, vin pe stradă. Politicienii duc minciuna la rafinament, la artă. Sunt de o cruzime nemai auzită. Dar voi, cei în general la voi vă mă refer, m-au mințit odată, de două ori, de trei ori, bă, de patru ori. Dar cum pot să mă mintă cu aceleași minciuni? Asta vreau să vă explic, domnul Manole, nu să vă explic, dumneavoastră știți mai bine ca mine. Vă rog. Ei pensionari, vedeți, vine pe stradă când în campanie, repet, cât, e în grupuri care vine, deci eu, de la fiecare partid, îl cuprinde, îi mai trage și un pup pe obraz la pensionar și să vezi de acum, uite ce am făcut, nu a fost, să vezi de acum, cum îți mărim noi asta, să vezi tu așa, mai dă și lui ceva acolo, ai văzut că s-a mai dat un sub. O plasă, oaie. Și pensionarul ce spune, băi, uite să știi că s-ar putea să facă, de-al uite că tot asta, merg cu mâna pe mâna lui încă o dată, deci asta. Merg la moarte cântând, da. Bătând paf de filare. De ani de merg zile. Că sunt un imbecil. Tot aia care, da. V-am spus, eu am văzut acum la centenar. Bă, vorbea că chiar pe mine, că mai vorba aia, mai știu ceva, mai am priceput. Știu că totul e fals. Bă, niște discursuri de astea avea patriotici, așa zic, bă, uite, bă, aproape ca Ștefan cel Mare, vorbeau ca niște conducători, doamne, zic, numai nu plângeau ei. Dar să vedeți, bă, te face ăștia, bă, la lec, uite, așa. Aici e păcăleala oamenilor săraci, ei se lasă păcăliți. Mai ales oamenii simpli, oamenii de rând, ei vin la vot, ăștia majoritatea vin. N-am văzut prea intelectual să vină pe la voce. Și ăștia oameni, nu că vreau să supăr pe cineva, dar zic oamenii de rând, el vine. Și ăștia pe stradă ieșind, promisându-le și așa, să vedeți la viitoarele alegeri surpriza care vine. Tot, numai prin rotație o să fie, tot care au fost la putere. Vom vedea. Ce carte aveți pe masă? Cea mai proaspătă carte până atunci, pregătiți-vă. Aveți aici o carte, o bijuterie a domnului profesor universitar Mihai Cobescu, o carte, Reflexii privind România Mare, Zămislire, Evoluție, Prăbușire. Și aici aveți o altă carte a profesorului, a doctorului Nisto, istoricului Manole. Cartea se numește Drumul României spre catastrofă 1918-1940. E o carte în format A4, o carte ca o bijuterie lucrată foarte, foarte elegant, foarte curat, foarte frumos și foarte științific, academic, la nivele foarte înalte. Iar cartea profesorului universitar Mihai Cobescu este la fel. Iar cartea acestui domn din fața mea, invitatului în această seară, este la fel. Este o carte tip Evanghelie, care, dacă în situații extreme, poate fi folosită și ca armă. Eu dacă aș pune-o așa la piept, pe sub haină, pe sub parpalac, și ar trage cineva cu un glonț în mine, sigur m-ar salva, pentru că nu trece prin ea, chiar dacă e glonț de mitralieră. Dacă permiteți, nu înainte de a arăta, și vreau să vă spun, mi-e rușine, eu să fiu prezentat cu o carte lângă mari titani, mari profesor Mihai Iacobescu și istoricul Manole, domnul de la Botoșani. Da. Îmi spuneți mie, eu, cartea mea să fie alături de cărți, vă rog să nu o puneți lângă ele acolo. Eu v-am spus, eu sunt omul de rând, omul, nu merit onoarea și cinstea asta. Eu o recunosc, nu merit. Eu am spus că nu sunt puneți cărți lângă cărțile și alea, timpul le va cerne valoarea. Da. Timpul eu știu ce e acolo, am citit ce valoarea este acolo, Iacobescu, profesorul, marele profesor și dar și domnul Manole. Asta, eu vă ascult, dar în același timp procedez tot cum doresc eu. Vă rog să ne spuneți ce aveți acolo. Am mai scos o carte a patra, o carte de poezii.
Da? Poezii populare. Populare. Să înțeleagă lumea, nu Eminescu, poezii populare de ale mele, deci exact în întâmplările mele din viață, cunoștințele mele... Transcrise poetic, în rime. Scrise poetic, în rime. Emoțiile, deci, amintirile. Eu povestesc aici. Un fel de jurnal în versuri populare, în versuri naive. Da, eu vorbesc cu ei și da. Dacă o să nu dați... are pretenția, nu are pretenția... De exemplu, deschideți cartea... Unde vreți dumneavoastră acum? Și citiți de acolo. Nu, deschid un pic aici ca să începutul cum e așa. Ele sunt niște poezii populare, dar să deci la oricare. Să vă spun despre mine ca, ca să înțeleagă lumea cum am scris și ce e aici așa. Nu mult mai mult de, mai bine decât 30 secunde de fiecare, decât mult la una. Hai. Așa, da. Patru cărți și o vedetă. Am pus eu așa și spune așa. Toată viața mi-am dorit să scriu și să fiu citit. Totul e realitate ce spun aici. Până la urmă am reușit. Până la urmă am reușit. Dumnezeu m-a răsplătit, visul mi s-a împlinit, altă carte am tipărit. Ei. Da, se poate. Așa. Și aici, aici vreau să spun cum așa cum... Ai un fel de prefață, în loc de prefață. E un rapt în bibliotecă, patru cărți și o vedetă cu poza mea pe copertă. Tare mult eu mă mândresc când cărțile le privesc, mereu îi mulțumesc tatălui meu cel ceresc. Și aici cu niște prieteni care, na, nu stăți... recunosc, nu-ți talentat, nu-ți poet adevărat. Doresc ca să fiu iertat. Unii spun că s-a gramat, dar eu nu m-am supărat. Lumea e invidioasă, te urez, nu-i bucuroasă. Când vede că faci ceva, începe a te judeca. Dar mai grav, a critica. Pe la colțuri te vorbesc, din inimă te urăsc. Când cu tine se întâlnesc, îți spun toți că te iubesc. E realitate, da? Da. E ușor după din citatea clasică și așa? Legendară și multimilenară a românilor, da, sau a aici, oamenilor din noi. Tot așa despre ea. Omului din noi. Da, aici e poezie, merge încolo cu niște glume de ale mele, de așa, nu le citesc acum, dacă îmi permiteți. Vă rog, da, mai aveți două minute pentru această parte. Hai să citesc asta, că fiindcă am început cu ea așa. Eu las lumea să bârfească, n-au decât să mă vorbească. Scriu, citesc, beau și glumesc, recunosc, mai puțin sex... În schimb, mult eu mai vorbesc. Dacă nu pot face fapte, vorbesc de azi și până la noapte. Beau câte un pahar cu vin să mă întăresc puțin, dar în loc să mă întăresc, hai să încep să povestesc. Vreau să spun tot asta ca să înțeleg oamenii cam ce poezii fac eu. Da. Dar în loc să mă întăresc, încep să vă povestesc. Mai tare mă moleșesc, vreau să dorm, să mă odihnesc. Mă așez ușor în pat și adorm încetişor, parcă aș fi un puișor. Țuca, draga mea nevastă, intră încetişor în casă, ușor să nu mă trezească, are în gând să mă bârfească. Se uită chiorâș la mine, trage vreo două suspine, privește pe o fereastră și ar vrea să-mi vorbească. O aud din nou oftând și din gură chiar vorbind. Uite, moșo, ce mai doarme, merită câteva palme. De ce mă pedepsești, Doamne? Uite ce bărbați pe drum, voi nici și sănătoși tun. Îmi vine chiar să bocesc, dar nu vreau să îl trezesc. Poate o să doarmă pe veci, mâinile lui sunt chiar reci. Moș Crăciunii, nu mai pleci? Eu atunci mă și trezesc și cam așa eu vorbesc. Bă, nevastă, bă, muiere, tu ai gânduri foarte rele. Tu să știi și să ții minte ale moșului cuvinte. Moș Crăciun vine și pleacă odată pe an, bă, fată. Și cu sexul tot la fel. Moșul are program și el. Am depus un jurământ de când Moș Crăciun eu sunt. Nu vreau să cal jurământul ca să nu mă bată sfântul. Trebuie să mă înțelegi, fetiță. Așa-i când ești crăciuniță. Iar acum, de când sunt moș, odată pe an sunt cocoș. Și mai departe, așa, nu mai citesc, e tot... Am înțeles. Acum, telespectatorii noștri care nu sunt puțini și-au făcut o părere da, despre versurile dumneavoastră mele. În ritm popular și despre rimele dumneavoastră. Doar dacă aveți altceva, dacă nu vorbim, trecem la subiect important. Bun, și ăsta e un subiect important. Mai important e domnul Gen. Dacă îmi permiteți două, trei versuri, să scriu eu o poezie care... Eu i-am povestit odată la Vadim situația mea cu fiata plecată, cum boșesc cu nepoata și vreți să mă credeți că m-am regăsit în poezia după ce o publicat el, că am luat-o din România Mare, din revistă. Scrisoarea unui copil către mama plecată la muncă și aici vreau să o fac toți cei care aveți copiii plecați. Vă regăsesc, dar nu două, trei vieți. Băițelul, auziți exact cum era la mine nepotul ce îi spune la mamă. Mamă, de ce nu vii mai repede acasă? Mi-e dor de tine, mi-e atât de dor. Te-ai dus în țări străini, dar ce îmi pasă? Cine mai spune mie somn ușor? Eu știu că n-aveam niciun ban, mămico. Mergeam la școală ca un zdrențăros. Pofteam o ciocolată sau un cico, în timp ce alții le vărsau pe jos. Colegii mei vin tot în limuzine, au bodyguards și bani de buzunar. Dar eu mă cuțăteam doar pe tine, în poză scumpă din abecedar.
Când nu mă vede doamna învățătoare, eu scot fotografia și o sărut, colegii îmi spun orfan și cât mă doare, atâta răutate nu am mai văzut, poezia e mult mai lungă și asta. Da, și e bine, e bine, de ce? Pentru că intrăm în... Vedeți diferența ce am scris eu și ce a scris Vadim, ce a scris domnul Manole, ce a scris profesorul Iacobescu, o să vedeți. De-aia eu nu zic, eu cărțile ca să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră care, că cu mulți am stat. Eu le-am făcut să las ceva scris familiei mele, că dacă nu l-aș scris, vorbi, fotografii, să mai pierd astea. E jurnalul, jurnalul trăirii dumneavoastră în versuri, ce nu-i destul, nu-i deloc ușor, e foarte complicat, ele par așa narativ epic, din punct de vedere epic, curg așa cum curge un râu, dar nu-i chiar așa de simplu atunci când mai ales trebuie să-i găsești și rima potrivită la momentul potrivit. Vedeți, și vă mulțumesc. Nimeni nu a vrut odată să mă ajute, să-mi spui, mai am, fac și eu, deci niște oameni importanță sunt ceva, care se pricep al scrisului. Nu o să, bă, hai bă, să te ajut, eu să-ți fac o corectură. Eu aici, eu m-am corectat, eu ce-am făcut, de-aia, na, poate am de și asta, mai greșit. Cu atât mai mult de apreciat, pentru că ați făcut-o nu neapărat în regie proprie, ci că v-ați dat silința să faceți și asta când alții își pierd nopțile, lunile, anii. Ca niște, ați spus ceva și de cuvântul autorului. Am și cuvântul autorului. Tot m-am prezentat ceva, ca o carte. Tot dumneavoastră, nu ai scris de altcineva. Nimeni nu mă ster sau să-mi spui un cuvânt, bă, scrie așa sau pune, așa să-mi ajute Dumnezeu și să mă pedepsească dacă mint. Totul e făcut, nu o virgălă, nu o adăuga nimeni aici, să-mi spui, bă, uite, aici nu merge așa. Și de-aia poate cartea nu ieșe chiar, eu recunosc, omul simplu, ce vreți să ce, am facultate, am liceu, ce am, dar am citit la viața mea, cum spun acolo, toată viața am citit, tare mi-a plăcut să scriu. Și ultimii ani ăștia, 23, am învățat de la Vadim. Nu voi uita niciodată. Marea dumneavoastră dragoste, marea dumneavoastră tragedie, Vadim. Revenim după publicitate.